Cu ajutorul Domnului suntem la lecția nouă din ciclul Creștinul în lume. Lecția Creștinul în familia mixtă. Acest capitol este important pentru cei care sunt în cauză, în primul rând, dar și pentru noi ceilalți din adunare, pentru a-i putea înțelege și ajuta totodată. Odată cu trecerea legământului pe care Dumnezeu l-a inițiat în parteneriat cu omul la toate popoarele, a apărut această problemă a familiilor mixte. Prin convertirea unor indivizi, dar nu a familiilor întregi. Mântuirea de altfel este individuală, însă pe pământ conviețuim cu cei necredincioși. Suntem într-o situație generală, chiar în însăși subiectul nostru, creștinul și lumea, dar în cazul acestor familii, într-o situație mai complicată, mai specială, mai complexă în raportul lui dintre creștin și lume. Să citim în ideea aceasta chiar de la început, din 1 Corinteni, capitolul 5, pentru a observa că aceste probleme apar strict în Noul Testament versetele 9 și 10. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvare. Însă n-am înțeles cu curvare lumea acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei răpăreți sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Deci, la nivelul adunării, nu trebuie să avem legătură cu astfel de păcătoși. Dar asta nu se cere la nivelul familiei și al societății în general, unde trebuie să conviețuim. În aceeași epistolă, citim din capitolul 7, de la versetul 12, strict despre viața de familii mixte. Celorlalți le zic eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Deci să rămână în această condiție a familiei mixte, în care apar multe probleme. De la cele de ordin material, unul vrea să cheltuiască bani într-un fel, altul într-altul, fiecare vrea să-și petreacă timpul liber, potrivit cu plăcerile lui, sunt prietenii distincte, fiecare cu a lui și multe alte aspecte care îi diferențiază pe cei doi. Creștinul într-o familie mixtă trebuie însă să valorifice relația cu celelalte organisme spirituale, cu Domnul, cu adunarea. Pentru că relația de un singur trup nu este specifică doar vieții de familie, adică o unitate foarte strânsă, ci și vieții de credință și totodată relație noastre cu Domnul. Și în condițiile mai nefavorabile a unei coexistențe cu un necredincios, cel credincios trebuie să se deschidă în mod suficient spre ceilalți credincioși și spre Dumnezeu, ca să nu suferă și să poată și el din acea condiție să se mântuiască. Voi citi din Matei capitolul 12, unde chiar Domnul Hristos s-a aflat pentru un timp în condiția locuirii în aceeași casă cu niște oameni care nu credeau. Asta înseamnă că se poate întâmpla chiar având copiii crescuți în adunare, să ajungi la un moment dat să ai și necredincioși în familie. Sau cineva în situația mai nefericită să se lase de credință. Citim Matei 12, cuvintele Domnului Hristos, de la versetul 46, este scris că pe când vorbea, mama și frații lui stăteau afară și căuta să vorbească cu el. Atunci cineva l-a informat,
Și scrie de la versetul 48, dar Iisus a răspuns celui ce aducea știrea aceasta, cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, ceea ce înseamnă tot o relație de familie. Și a continuat spunând, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi-este frate, soră și mamă. Deci nu este niciun credincios care să n-aibă și rudenii credincioase. Dacă nu le are acasă, le are la adunare. Și trebuie să știe să se raporteze față de o parte necredincioasă a familiei și față de o parte, vorbind la area frățească, credincioasă. Sunt tineri care vin la Domnul în timp ce părinții lor rămân necredincioși, însă din acel moment acei tineri au un tată credincios, cel mai mare credincios. Și totodată intră în această familie binecuvântată a adunării. Vom aborda în lecția aceasta în prim plan relațiile sfinte, care sunt primordiale și sunt eterne, pe care cel credincios din familia mixtă trebuie să le dezvolte, să le valorifice. Și apoi, într-o a doua parte, vom încerca să dăm câteva sfaturi pentru cei care sunt în familia mixtă, să știe cum să se comporte întâi față de partenerul de viață și apoi față de ceilalți copii, părinți sau rudenii de un grad mai inferior. Prima relație a credinciosului, legământul cel mai de bază pentru cei din familii mixte sau din familii de credincioși sau pentru cei necăsătoriți, pentru toți, în mod absolut, trebuie să fie relația cu Domnul. Prin nașterea din Duh, creștinul trăiește, spune Scriptura Romani 8:2, după legea Duhului de viață. Dacă oamenii în societatea noastră, natural vorbind, au nevoie de comuniune la nivelul lor, atunci să ne gândim că mai întâi și mai întâi, beneficiind de harul nașterii din nou, relația noastră trebuie să fie una la nivel de Duh cu Dumnezeu. Aici trebuie să fie investiția noastră majoră și împlinirea noastră superioară. Spune Scriptura prin cuvintele Apostolului Pavel 1 Corinteni, capitolul 6, despre profunzimea relației dintre un credincios și Domnul. 1 Corinteni 6, versetul 17. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Haideți să ne verificăm cu toții relația cu Domnul. Suntem un duh cu el? Să înseamnă, cum zice Pavel în Filipeni 2, o simțire, un gând, o trăire, aceleași idealuri, aceeași natură, o natură dumnezeiască. Omul firesc nu poate să intre într-o relație cu Dumnezeu, după cum spunea Domnul Iisus despre Duhul, lumea nu-L cunoaște, nu-L vede. Dar de îndată ce suntem născuți din nou, această relație este posibilă. Doamne, dă-ne harul să ne putem lipi cu adevărat de Tine, să fim una cu Domnul. În aceste condiții, omul nu mai este singur. Și chiar dacă s-ar întâmpla să fie abandonat de toți, sau într-o anumită situație, închisoare sau alte condiții vitrege, să rămână absolut singur din punct de vedere a relațiilor interumane, nimeni n-ar putea împiedica pe Domnul să nu fie lângă noi și pe noi să avem o bună relație cu El. Pavel spune în 2 Timotei 4 că toți L-au părăsit, obiectiv, subiectiv, motivați, dar scria El însă, Domnul a stat lângă mine. Tot aici, în ce privește relația noastră cu Domnul, trebuie să ne gândim că ea trebuie întreținută. Vorbeam într-o lecție anterioară despre practicarea religiei din punct de vedere a vieții de credință și aici trebuie să ne gândim că atât în plan individual cât și colectiv
la nivelul minții noastre trebuie să împărtășim cu Domnul toate trăirile, toate sentimentele noastre. El ne va oferi bucurie, împlinire, în plan intelectual, sentimental. În relația cu Domnul te bucuri, plângi împreună de bucurie. Dacă o soție, de exemplu, cum avem și în adunarea noastră, dacă bine rețin, 127 de cazuri de oameni care numai unui credincios în familie, ar vrea să discute ceva cu partenerul de viață, să împărtășească un necas sau o bucurie. Ea, în primul rând, trebuie împărtășită cu Domnul, care ia parte la bucuriile și la nevoile noastre de orice natură ar fi ele. Dacă ești bolnav, poți să-i spui Domnului. Dacă nu ai bani de asemenea. Dacă ai o satisfacție, oricum, orice dar bun de la El vine și ar merita recunoștința, mulțumirea noastră. De aceea se observă că uneori cei care au probleme reușesc să fie într-o situație spirituală mai favorabilă. Și spre surprinderea unora s-a constatat că oamenii bărbați sau femei, până au fost singuri pocăiți în familie, au fost mai pocăiți. Și după ce s-a pocăit și celălalt, au crezut că acum se instaurează raiul din oficiu. Ei au slăbit în cele spirituale, a așteptat fiecare de la partenerul lui că doar e pocăit să ofere și când acolo au ajuns să constate că și chiar relația lor de familie este șubredă și relația lor spirituală a slăbit. De aceea să ne verificăm în această privință, în prim plan, cei care sunt în cauză, citind Psalmul 16, unde David vorbește despre relația care o avea el cu Domnul. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului și tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Și vorba de frățietate. Vă rog să observați că nu face referire la împlinirea prin viața de familie. Versetul 5. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, tu mi-ndrept sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorț, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește că până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înainte ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feții tale sunt bucurii nespuse și în perspectivă desfătări veșnice în dreapta ta. Și s-a constatat că Dumnezeu dă împlinirea după nevoi. El satură după dorință și adesea la oamenii care suferă prin neîmplinire în viața de familie, Dumnezeu le dă har ca să îi împlinească într-o relație cu El. Gândiți-vă la Iosif care a fost în Egipt. Domnul a fost cu Iosif. Sau cum spuneam despre Apostolul Pavel în timpul detenției de la Roma. Pentru că Domnul cunoaște nevoia noastră, posibilitățile și va fi în stare, datorită capacității sale desăvârșite, să se poată raporta la fiecare. Dumnezeu se poate raporta la un copil, chiar nenăscut, ca Ioan Botezătorul l-a umplut cu Duhul Sfânt. Se poate raporta la un bătrân care a pierdut memoria, la un handicapat mental, la unul singur sau la orice altă situație ar mai putea presupune viața terestră. Deci, în primul rând, relația cu Domnul trebuie să fie o căutare și o împlinire pentru cel care nu are credincioși în jurul lui. În al doilea rând, relația cu cei credincioși, cu adunarea creștină, trebuie să fie fructificată. Deși sunt situații în care cel cu necredincioși în familie trebuie să mă absenteze de la adunare. Nu are posibilitatea și libertatea să alerge oricând la părtășia frățească. Poate chiar și din acest punct de vedere, atunci când ajunge, o gustă, sau trebuie să o guste mai bine decât altul. Poate unii s-au prea obișnuit cu biserica. Acasă e cântare, rugăciune, când vin aici de asemenea. Poate la servici,
Dar poate sunt pensionari care nu se mai implică în societate. Merg doar la magazin să-și ia pâinea și la farmacie pentru medicamente și acasă. Și dacă sunt credincioși, toate bun. Așteaptă să se ducă la Domnul. Însă cel cu probleme în familie se va simți în largul lui abia când pășește între frați. Pentru că orice om are nevoie să fie încorporat în trupul lui Hristos în biserică pentru creșterea spirituală, de unul singur nu te poți dezvolta, și totodată pentru nevoia de comuniune. Noi trebuie să ne împărtășim simțirile, să ne bucurăm împreună. Spune Scriptura în Efeseni capitolul 4 despre rolul adunării, care este pentru cei din familii credincioase sau din familii mixte și nu poate să lipsească din viața niciunui credincios, citesc de la versetul 11, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, afectați de diferite curente religioase, versetul 15, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele. Unde este posibilitatea de creștere? În comunitatea frățească. Datorită darurilor pe care Domnul le-a lăsat în adunare. Astfel ne zidim la rugăciunea comună, prin darurile Duhului Sfânt, prin predicare, cântare sau orice alte lucrări binevenite între noi. De altfel este normal să ne adunăm fiind o familie. Așa cum spunea Domnul, iată, mama mea și frații mei, aici în adunare avem părinți spirituali și tot avem frași surori care s-au convertit odată cu noi sau după noi. Ne-am bucurat împreună la nașterea lor, căci dacă nașterea fizică presupune o bucurie, cu cât mai mult cea spirituală, dacă avem o legătură cu cineva de care suntem legați o viață, cum se spune în ziua anunții, până când? Până la moarte. Cum să nu avem o binecuvântată legătură cu cei care vom fi frați pentru eternitate? Vom fi marea familie, pentru că nu degeaba Domnul nostru Hristos vrea să fie cel din tâi între mai mulți frați și ne-a învățat atunci când ne rugăm, a făcut-o și El, după cum e scris în Ioan 17, când s-a rugat spunând Tată, ceea ce presupune o comuniune familială. Adunarea este familia mare care împlinește nevoile ce nu sunt împlinite în plan familial. De aceea aș recomanda frățietății să îi acceptați și să înțelegeți pe cei care n-au credincioși în familie. Ei, în mod normal, pe lângă faptul că spun Domnul necazurile și bucuriile lor, trebuie să acceptăm să ni le spună și nouă. Noi poate că avem o atotsuficiență și nu simțim nevoia să-i ajutăm, deși scrie în Evrei 13 să simțim cu cei ce sufăr ca unii care și noi suntem în trup, chiar dacă în acel moment poate suntem sănătoși. O soră care era soțul necredincios, care e singură într-o familie, mai cu seamă surorile, simt nevoia să împărtășească cu celelalte surori problemele lor. O, de a găsi surori credincioase care să le ajute, să le încurajeze, să le îmbărbăteze, poate din cele care au fost și ele în situații similare și apoi Domnul a lucrat și le s-a întors toată familia la credință. Să fim atenți cu tineri care vin din astfel de familii sau alții de orice vârstă ar fi ei și să încercăm să-i ajutăm. În textul paralel celui din Matei 12, în Marcu 3, cu referire la Domnul și familia lui, sunt câteva cuvinte diferite de celelalte evanghelii. Marcu 3, de la versetul 34. Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui, iată, a zis el, mama mea și frații mei.
Deci în biserică noi trebuie să fim în prejurul celor ce sunt singuri. Să simtă căldura frățească. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Și aici se aplică ceea ce spunea Apostolul Pavel în Corinteni 5, să n-avem legătură cu oamenii stricați sau corupți sub alte forme. În aceste condiții fiecare va avea cel puțin o familie sfântă. E drept că unii sunt copii, alții sunt mai maturi, desăvârșiți, nu suntem niciunul încă. Și dacă biserica vine în ajutorul celor în cauză, atunci ei nu mai sufăr atât de mult. Spune în Roman 16 despre saluturile pe care apostolul le-a trimis frățietății. Și vă rog să vă gândiți că apostolul Pavel avea în parte o familie mixtă. N-a reușit să-i convertească pe toți ai lui. Însă a avut frați și surori peste tot. Iată cum scria el: vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconița bisericii din Kenkre. S-o primiți în Domnul, observați relațiile de frățietate. S-o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeoseb mie. Spune sănătate Priscile și lui Achila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Și urmează o listă lungă, din care spicuim câte ceva. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spune sănătate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Spune sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. Spune sănătatea lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar. Spune sănătatea lui Ampliat, prea iubitul meu în Domnul. Spune sănătatea lui Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și lui Stache, prea iubitul meu. Și lista continuă. Și zice apoi în versetul 16, spuneți sănătate unul altora cu o sărutare sfântă. Deci iată cum și rudenile le-a trecut în listă cu toți ceilalți frați și surori. Pentru că în adunare, dacă acasă îi spun soției într-un fel, aici pentru mine e sora Dena. Și la fel sunt alte surori și alți frați. Și când va veni Domnul, rămânem cu relațiile din adunare. Și dacă acestea sunt bune, cel cu familia lipsă de credincioși, mixtă, face față problemei și în final rămâne numai familia sfinților. Domnul să binecuvinteze familia Betelului. Și să se îndure Domnul și de familiile mixte, să facă din ele familii de credincioși. Acestea fiind spuse despre relațiile sfinte ale celui din familia mixtă cu Domnul și respectiv cu frățietatea, să ne deplasăm acum în vizită acasă la omul cu familie mixtă. Sunt unii care ne primesc cu bunăvoință și chiar dacă nu-s pocăiți, poftiți, mai sunăm uneori și sunt numai surori credincioase și când e bărbatul la telefon, pe cine căutați, ne prezentăm de la biserică. Da, sigur, și unii sunt foarte deschiși. Alții, sau mai sunt situații când și altele, îmi vine în minte un caz când așa sunăm cu emoții, ca să nu știm în ce toane o prindem pe doamna. Dar ne gândim când merg ei acasă, așa prin Duhul să mergem și noi cu ei acasă, sau să le recomandăm cum să se comporte când ajung acasă, sau și când pleacă de acasă. Îmi vine în minte un caz când cineva a plecat de acasă așa, pe fugă, și spunea unde pleacă după ce era pe scări, ieșit din apartament. Se alegea cu o înjurătură și îl spunea: eu cu Dumnezeu, tu cu Satana. Nu cred că e cea mai bună formă de relaționare față de un necredincios. În ce privește relația cu partenerul de viață, soț-soție, familia presupune anumite probleme, greutăți, preocupări pentru partenerul de viață, de care cu atât mai mult trebuie să țină cont cel credincios. Îl solicită aceste îndatoriri familiale. Ne întoarcem din nou la 1 Corinteni, capitolul 7.
De unde voi citi de la versetul 28. Însă dacă te însori nu păcătuiești, dacă fecioara se mărită nu păcătuiești, dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Iată ce vreau să spun fraților, de acum vremea s-a scurtat, spun lucrul acesta pentru cei ce au nevestă să fie ca și cum n-ar avea. Ce înseamnă asta? Să faci abstracție că ai nevastă? Nu. Ci să te gândești că dacă Domnul ar veni, să nu mai fi legat de viața de familie. Te duci. Noi trebuie să fim legați, cum am spus până acum, de cer, de Dumnezeu. Dacă ne punem încredere în lucrurile pământești, suntem nefericiți. Scrie în continuare și despre aspecte favorabile, cei ce cumpără, sau nefavorabile, cei ce plâng. Cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cei ce nu s-ar folosi de ea, că chipul lumea acesteia trece, deci să nu ne legăm de cele trecătoare, de lumea materială. Versetul 32. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Și dacă nevasta e nepocăită, trebuie să se îngrijească cu atât mai mult. Valabil și în celălalt sens. Tot așa între femeia măritată și fecioară este deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Poate atunci când vrea să vină la adunare, bărbatul spune, acum vreau și prăjitură să am pe de seară, nu doar să fie ciorba gata. Și ea trebuie să îngrijească de lucrurile lumii, să placă bărbatul, să facă față acestor îndatoriri familiale. În ideea aceasta a problemelor care le ridică viața de familie, apostolul sfătuia pe cei ce nu sunt siliți și vor să o facă, nefiind o obligație, să nu se căsătorească, fiindcă le este mai ușor. Dar dacă este greu pentru cei căsătoriți amândoi credincioși, cu cât mai greu este în situația în care doar unul este la credință. Îndatoririle familiale trebuie respectate. Asta de la bucătărie până la dormitor și până la tot ce cuprinde viața. Spune Efeseni capitolul 5, de la versetul 22, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, numai dacă sunt pocăiți? Nu, în toate situațiile. Căci bărbatul este capul nevestei. Dar nu e deloc simplu să ai un cap nepocăit. Însă sfatul rămâne același, să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Și apostolul Petru spunea la rândul lui în mod foarte concret, 1 Petru 3:1, chiar dacă bărbații n-ascultă de cuvânt și ținând cont de ceea ce scrie acolo în începerea versetului și a capitolului, tot astfel, și raportându-ne la cele menționate anterior în capitolul 2, e vorba și de bărbații care nu sunt nici buni, nici blânzi, nici ușor de mulțumit. Și diavolul găsește situații ca să ispitească pe cei în cauză. Valabil și pentru bărbați. Iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Aici se potrivește exemplu și mai și. Căci Domnul și-a iubit biserica pe când eram noi încă păcătoși. Să-ți iubești o nevastă păcătoasă. Ba mai mult, îndatoririle toate rămân, lista întreagă, versetul 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, că nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserică. Dumnezeu a dat hrană oamenilor și când erau și încă, pentru cei ce încă nu sunt necredincioși, o face și în zi de azi. Deci să nu încercăm să ne sustragem de la obligațiile familiale, de orice natură ar fi ele, materiale, sufletești, fizice, mai puțin spirituale, pentru că nu putem lua parte la idolatria partenerului de viață.
Dar în rest, trebuie să ducem jugul căsniciei cu tot ceea ce cuprinde viața aceasta. Nașterea, creșterea copiilor, îngrijirea casei, construcții, vânzări, cumpărări, poate mutări dintr-o parte într-alta, tot ceea ce ține de viața socială, economică, de familie. Însă în relația cu partenerul de viață, cel credincios, trebuie să-și fixeze ca obiectiv mântuirea celui necredincios, deși nu are siguranța că minunea asta va avea loc. Ne întoarcem la 1 Corinteni 7, spune Scriptura aici, citim de la versetul 1, împletind cele două idei. Cu privire la lucrurile despre care mi-a scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina corviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț, tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu-i stăpână pe trupul ei, ci bărbatul tot astfel, nici bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Valabil pentru familii de credincioși sau familii mixte. Și acum versetul 5 are o aplicație specifică vieții familiilor mixte. Să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț, decât doar prin bună învoială. Cu un pocăit facem învoială, că doar au zis și el la adunare când se postește. Dar fă învoială cu nepocăitul. S-ar putea tocmai atunci să nu cadă de acord cu o astfel de înțelegere. Pentru un timp, ca să vă îndeciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Deci femeia credincioasă sau bărbatul credincios nu poate să-i impună celuilalt un orar a relațiilor bazat pe zilele noastre de post. Ei își vor stabili orarul potrivit cu procesul verbal ce se încheie în cadrul familiei. Dacă partenerul acceptă, este bine, iar dacă nu, postește în aceste condiții, că scrie în versetul următor, lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Pentru că Evanghelia are în vedere situațiile și din familiile mixte. Dar, spune Scriptura aici mai departe, citim din 1 Corinteni 7, de la versetul 12, celorlalți le zic eu, nu Domnul, dacă un frate are nevastă necredincioasă, să trăiască mai departe, și pentru femeie, pentru sora, versetul 13, cu ce scop? Versetul 14, căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă, nu mântuit, ci are favoarea să se mântuiască. Și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Admintirea copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Și versetul 16, căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul, sau ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui nevasta? Deci nu-i sigur, dar acesta trebuie să fie un scop. Și cum ai putea să-ți ajuți bărbatul să se mântuiască? Nu printr-o bună înțelegere cu el? Prin a-ți îndeplini toate datoririle familiale? Prin a nu te certa? Prin a-i dovedi o viață sfântă? Și a-l chema încât se poate la adunare. Adesea în familie de credincioși se încearcă ori cu un radio creștin, ori cu o carte și o pune la îndemână, ori să fie provocat la o prietenie cu credincioși. Fel și fel de metode. Cumva să fie atras. Însă trebuie să așteptăm până aduce Domnul vremuri de înviorare. Noi, spune însă în Petru, să avem fapte demne, pentru că atunci când oamenii vor fi cercetați să slăvească pe Dumnezeu, adică să fie ajutați în mântuirea lor. Dacă nu va fi mântuit partenerul, să știe ce e în cauză, că truda lor va fi răsplătită de Domnul. În cazul unor ai greșeala că s-au căsătorit în lume. Aici e o parte din tribut. În cazul altora e o cruce și Domnul îi va ajuta să o ducă până la sfârșit. Am auzit într-o predică despre o soră, nu știu exact originea lucrurilor, când s-a convertit ea, dar spre bătrânețe a căzut bolnavă la pat și a fost mai mulți ani suferindă
soțul era sănătos, pornit pe lume, pe distracții, plăceri, a auzit și ea că a apucat cu altă femeie, ce ar fi putut să facă? Plorma acel bărbat, firesc, puțin spus, și-a permis să aducă amanta acasă, sub ochii soției, să trăiască împreună cu ea. Au venit rudenile ei și au spus, te luăm la noi, au încercat pe el să-l despartă de acea femeie, n-au reușit. Dar ea n-a vrut să plece. Și a zis, el încă mă îngrijește, nu mai știu exact dacă el sau prin altcineva, eu am declarat că voi fi alături de el până la moarte, continui să mă rog pentru el. Dacă Dumnezeu m-a lăsat în starea aceasta, înseamnă că îmi va da putere să-mi duc crucea până la sfârșit. Și a existat un sfârșit al suferințelor ei, o slujbă de înmormântare și în cimitir omul acela a strigat printre lacrimi, lăsați-mă să spun și eu ceva. Și a spus tuturor, astăzi înmormântați o sfântă. Eu am avut o sfântă în casă, dar eu am fost un păgân. Rugați-vă pentru mine să mă ierte Dumnezeu și de astăzi mă pocăiesc și s-a pocăit. S-a meritat efortul acelei femei? Da. Spune Scriptura în Iacov, cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va acoperi o sumedere de păcate. Eu nu știu, n-am fost în situația aceea, dar mă gândesc că doi oameni s-au luat de drag, poate în tinerețe, și-au dus crucea împreună, cu bune, cu rele, viața de familie a curs înainte. Și și-ar dori să se mântuiască și partenerul de viață. A fost o situație în care s-a convertit ea și el a zis, eu nu pricep prea multe, dar mie mi-a fost dragă nevasta. Dacă merge la pocăință și eu mă duc, vreau să fiu și eu cu ea, unde ea? Că a fost nevastă bună. Apoi l-a cercetat Domnul și pe el și convertirea a fost autentică. Deci pe lângă o conviețuire în condiții acceptabile, să o numim, scopul celor credincioși din familiile mixte trebuie să fie mântuirea partenerului de viață. Domnul să vă împlinească rugăciunea aceasta, că sigur ați rostit-o și nu de puține ori. În ce privește relațiile cu ceilalți din familie, cu neamul, aici intrând părinți, copii, cumnați, cumnate, socri și așa mai departe, avem un alt domeniu cu diferențe de orientare religioasă, cu discuții adesea, cu diferite inadvertențe, cu probleme, la modul general vorbind. Aici sunt necazuri. Uneori se trece peste asta. Amintiți-vă din Judecător 6 când Gedeon, proaspăt convertit, a distrus idolatria din casa tatălui său și alții au vrut să-l omoare. Ce a spus tatăl? Să se apere Baal dacă-i Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el nu era pocăit, dar totuși a ținut la copilul lui. Au fost situații prin evanghelizările din țară când numai o femeie a fost credincioasă sau un bărbat și au venit vecinii sau din sat să facă scandal și ceilalți rudenii au spus, da, ce aveți cu ei? Ce dacă-ți pocăiți? Deci oarecum totuși au ținut la rudenilor, că vorba românului, sângele nu se face apă. Însă aceasta ține până la o limită. Și apoi după ce se închide ușa în casă, sau când discută ei separat, chestiunile se împart. În asemenea situații intră pe rol ceea ce Domnul spunea, sabia, dezbinarea. Citim din Matei 10, cuvintele Domnului Hristos de la versetul 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Pe vremea comunistă au fost părinți care au spus, nu pot pocăi că îl dă pe băiatul meu afară și are o funcție la partid sau undeva într-o altă instituție de stat. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. În anumite situații este mai lejer, în alte situații se merge până la limită, la pierderea vieții.
De exemplu, în România, dacă se pochește cineva într-o familie, îl mai înjură, îl mai critică, poate odată încuie ușa să nu meargă la adunare sau îi pune piedici, atunci de ceva de lucru. Dar vă rog să vă gândiți că în țările musulmane riscă moarte din partea părinților sau a celor mai apropiate rude. Și se împlinesc cuvintele Domnului că Evanghelia asta e pentru toate neamurile. Pentru acei oameni este o problemă să fii pocăit într-o familie mixtă. Că dacă e toată familia la credință, se protejează unul pe altul. Dar altfel se raportează la autorități, sunt sesizări. Ce frumos e când am avut și noi situația, a intrat toată familia în apa botezului. E un har de la Domnul. Însă sunt situații în care se intră așa pe rând. Întâi unul, după ani de zile un alt, cum am citit din Roman 16, spunea Pavel despre doi, au venit la credință înainte de mine. Și mă gândesc eu acum, oare nu au avut probleme cu Pavel? Cu siguranță. Că nu i-a ajuns Ierusalimul, s-a dus la Damas să prigonească. Însă totuși au păstrat credința și iată că apoi l-au câștigat și pe Apostolul Pavel. Citim din 1 Tesaloniceni 2 despre oameni care sunt foarte zeloși în religia lor și care greu acceptă trecerea la o altă religie. Asta valabil pentru evrei, de exemplu, sau pentru arab, cum spuneam. 1 Tesaloniceni 2 cu 14, căci fraților, voi ați călca pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus, în Iudeea, pentru că și voi a suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit și ei din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar în urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Deci depinde de la neam la neam, de la situație la situație. În raport cu aceste rudenii necredincioase, există o latură pozitivă, sacrificiul sfințirii. Adică având un credincios în neam, este cine să se roage pentru ei, cine să le vestească adevărul, cine să-i poftească la adunare. Dar există și o latură negativă care se răsfrânge uneori asupra celui credincios, prin repudierea lui sau chiar prin renegare, situație în care el trebuie să își ducă crucea. Apostolul Pavel suferea pentru rudenile lui. Eu, de exemplu, cei mai apropiați în grad care i-am necredincioși sunt nepoți. Dar mă gândesc la cei care au părinți, copii. Mă întâlnesc uneori cu ei sau aveam o mătușă, acum s-a întors și ea la Domnul. Ce ai putea face pentru ei? Mi-amintesc de bunicul care, la 90 de ani, stând pe patul morții, îi spunea unei fete a lui ce nu era credincioasă, să te întorci tu la Dumnezeu. N-am apucat să o vadă. Între timp s-a întors și ea la credință. Că e valabil și în privința asta, cum scrie în Evrei, în credință au murit toți aceștia. N-au căpătat nici încă lucrurile făgăduite și nici aici pe pământ. N-au ajuns să vadă împlinirea acestor lucruri. Deci avem bucuria să se mântuiască prin noi, dacă suntem în cauză, dar și suferința pentru perioada până se vor mântui aceștia. Să vă binecuvinteze Domnul partenerii de viață și tot neamul. Să ajungă la credință. Rugați-vă pentru ei, portați-vă frumos în mijlocul lor. Încheiem lecția aceasta cu două idei în concluzie. Familia are un mandat temporar și limitele ei. Deci orice credincios din familie mixtă trebuie să înțeleagă că familia lui mixtă nu trebuie să împiedice relația lui cu Domnul și cu adunarea. Mântuirea, ucenicia într-un cuvânt. Iată cuvintele Domnului din Luca, capitolul 14. Citesc de la versetul 26.
dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Poate în limba noastră sună cumva ciudat, cum adică să-i urăști. Nu, în original are sensul de a-i trece pe o poziție secundă și locul primordial în viața ucenicului să fie deținut de Domnul. Asta în orice situație, căsătorit sau necăsătorit. Trebuie să-L iubim pe Domnul cu toată inima, asta e porunca din tâi. Și a doua poruncă, să-L iubim pe aproapele ca pe noi înșine, dar fără să fie afectată relația cu Domnul. Spune Scriptura în Evrei 12 că noi prin venirea la credință am intrat în comuniunea lui Dumnezeu, care este pentru noi cea din tâi relație. Evrei 12, de la versetul 22. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scrise în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Deci iată intimitatea noastră de bază. Avem părtășie cu Domnul și cu frații. În al doilea rând, aici este o aplicație care derivă din cea din tâi și din gândirea și scopurile noastre de perspectivă eternă. Creștinul în familia mixtă are un rol evanghelistic. Cum vă spuneam, chiar dacă ai nevastă necredincioasă, dar ai luat-o de drag. Deci iubirea naturală, pe de-o parte, și apoi iubirea ce ai primit-o din mântuire, constituie o dublă determinare să te lupți pentru mântuirea celuilalt, a copiilor sau oricăror altora din familie. Să ne amintim că Timotei a crescut într-o familie mixtă. Credința a trecut de la bunica la mama, apoi la nepot, oarecum l-a ocolit pe tatălui Timotei. Era grec, poate filozofiile vremii îl împiedicau să creadă simplu. Știți că pentru evrei era o nebunie propovăduirea lui Hristos. Poate după aceea s-a convertit și el, oricum s-au luptat pentru asta, cu siguranță. Eu citesc acum din 1 Petru capitolul 3, unde este scris foarte clar despre ocazia de a mântui pe celălalt. Știți, noi când avem necredincioși la adunare, spunem că avem prieteni și facem evanghelizare. Dar cel din familia mixtă are prieteni la toată slujba. Că e acolo nevasta și el ori de câte ori cântă, are o prietenă. Ori de câte ori mai citești ceva din Biblie, cineva acolo să se pocăiască. Ne facem evangheliști vrând nevrând. Tot astfel nevestelor fi supuși voi bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. În general se face la începutul anului săptămâni de evanghelizare, apoi sporadic anumite duminici seara. Dar de fapt în aceste familii evanghelizarea continuă non-stop. În tăcere, este ca și cum spunea cineva, prezintă-L pe Domnul și dacă chiar trebuie, vorbește și despre El. Ca și în acea situație în care undeva s-a vorbit despre Domnul Iisus, cineva spune, eu știu, locuiește la noi pe stradă. Și pentru un neinițiat, să spui despre o persoană iubitoare, să spună, da, e vorba de nenea cu tare, pocăitul. Pentru oamenii care nu sunt în temă despre istoria Domnului Iisus, așa cum este prezentată în Biblie. Scrie în continuare aici, în versetul 3, podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în cosmetizare, aranjare, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare noi de blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și în contextul textului nostru scrie aici să nu răspundem cu rău la rău, să avem o mare râvnă pentru bine, să sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domn
Și toate acestea în nădejdea că Domnul va mântui familiile noastre. Domnul să le cerceteze cu mântuire. Amin.